Analize filozofice. În seara aceasta vom evoca personalitatea profesorului Mihail Radu Solcan, pornind de la acest jurnal nou apărut și ai cărui editori îi avem ca invitați, domnul Mircea Flonta și domnul Constantin Vică. Aș începe prin a spune că l-am avut și eu ca profesor, dar dată fiind modestia și discreția lui de săvârșit, nu aș fi bănuit niciodată ce erudiție fantastică avea și ce idei adânci până să citesc acest volum. Așa că aș începe discuția gândul pe Constantin Vică să spună cum a apărut proiectul acestui volum. Mulțumesc mult pentru invitație, în primul rând. Mulțumesc mult dragul meu coleg Grigore, ne-am fost colegi la doctorat, ca să știe lumea. Cum am ajuns să edităm acest jurnal? În ultimele săptămâni de viață ale profesorului Solcan, într-o zi mi-a povestit despre acest jurnal, despre care noi știam direct și indirect, pentru că circulau așa niște zvonuri și știam că ține jurnal. Mi-a zis că există nu două versiuni, două materiale, unul digital, pentru că ce am editat noi, am plecat de la un manuscris digital scris în LaTeX, ăsta este un limbaj de scriere, de marcare și programare parțial folosit în general de oamenii de știință, și mi-a zis că există toate aceste lucruri undeva pe computerul său personal. Și alături de acesta mi-a mai arătat unde se află cele 44 de caiete, dacă nu mă înșel, 44, care reprezintă un jurnal ținut din anii 80 până undeva în 1996 sau 97, dacă nu mă înșel. Și mi-a zis că dacă va veni ziua, vremea, să mă uit la acest jurnal, să citesc pentru început. Cu ajutorul doamnei Solcan, care e aici alături de noi, am avut acces, adică dumneei și cu Ada, fata lor, mi-au copiat pe un CD această variantă, adică sursa acestui jurnal, cum s-ar zice, sursa tehnică, și alte manuscrise și alte articole la care lucra. Unul dintre ele așa a apărut acum 2 ani de zile în revista de filozofie, manuscrisul despre bricolajul intelectual. Și din acel moment am început să citesc. A durat destul de mult pentru că fiecare însemnare era un document separat și a durat destul de mult până am reușit să facem o structură și să generăm textul, adică să-l exportăm din acel program cu acel limbaj în ceva mai accesibil nouă utilizatorilor de rând ai computerelor. Așa am aflat despre el, așa am ajuns în posesia manuscrisului și am început să citesc. După ce l-am terminat, am vorbit cu domnul Flonta și am hotărât să printăm și să începem să-l citim împreună. Asta ne-a luat, cred că, primul an, al doilea an, și după aceea am început să facem o selecție, fiecare să-și facă selecția lui. Noi am avut diverse întâlniri, am discutat, ne-am gândit la liniile directoare ale jurnalului. Jurnalul, pentru că s-a pus adesea această întrebare, ar fi trebuit să apară sau nu, cu siguranță ar fi trebuit să apară. Cine îl citește poate să vadă inclusiv în selecția pe care am operat-o, că sunt foarte multe semne că și-ar fi dorit ca acest jurnal să fie public. Sunt semne directe, bineînțeles putem să ne prindem și din felul în care este scris, că are această dimensiune intimă, fără îndoială, dar are o dimensiune intimă expozitivă, o dimensiune accesibilă unui cititor. Cu alte cuvinte, cred și am mers pe această ipoteză că acest jurnal a fost de la început intenționat spre a ajunge public. Bine, nu în timpul vieții, ci a constituit, pe de o parte, laboratorul agendei de cercetare Mihail Radu Solcan, pe de altă parte, modul în care el a încercat să analizeze felul în care trăiește, lumea în care trăiește, rolul filozofiei în această lume și așa mai departe. Deci sunt diverse mărci ale limbajului care probează că își dorea ca acest jurnal
poate nu în integralitatea sa, dar își dorea să ajungă public. Și asta, în momentul în care am detectat aceste lucruri împreună, am ajuns la convingerea că da, trebuie să facem acest lucru, chiar dacă ne-a fost greu, am avut diverse blocaje, probabil ar fi putut să apară cu un an jumate înainte dacă nu mă blocam de tot la un moment dat și n-am mai putut să mă mai ating, dar forța domnului profesor Flonta ne-a ajutat pe amândoi să trecem mai departe și am reușit să ajungem la această variantă. Mă întorc la această idee, jurnalul a fost scris ca să fie la un moment dat citit, nu neapărat ca să ne minunăm, ci mai ales să încercăm să ducem mai departe acea agendă de cercetare. Acesta este poate mai puțin un document istoric, pentru că este și foarte aproape de noi în timp, dar acele caiete din anii 80 și 90 sunt probabil, aici na, risc când spun acest lucru, probabil unul dintre documentele fundamentale ale finalului de comunism în România și ale tranziției. Și acela are o valoare mult mai mare de document istoric. Probabil și acesta, peste 10-15 ani, în integralitatea sa, va putea fi văzut și ca un document istoric, pentru că și acesta încearcă să sublinieze o epocă și să observe schimbările prin care am trecut din 2007 până astăzi. Ar fi fost posibilă publicarea integrală sau nu? Nu se putea așa ceva? Sunt mai multe motive pentru care nu ar fi fost posibil acum. Primul dintre motive este că noi ne-am dorit să-l facem cunoscut pe Mihail Radu Solcan și cu un manuscris de 1000 de pagini, asta ar fi însemnat probabil 1500-1700 de pagini tipărite. Ar fi îndepărtat cititorul, ar fi speriat cititorul. Și așa că am ales varianta selecției prin care să putem să conturăm profilul intelectual, să putem să arătăm liniile directoare, interesele sale intelectuale, polemicile ascunse pe care le ducea, cercetările pe care le făcea, diversitatea sa cognitivă intelectuală și am ales acest lucru. Asta este primul motiv. Probabil în integralitatea sa ar fi fost foarte, foarte greu de citit și ar fi interesat oamenii doar dintr-un singur mediu intelectual, să zicem mediul nostru al filozofilor, cel mult poate și mediul istoricilor și oamenilor din științele sociale. Dar scopul nostru a fost să arătăm că această minte extrem de îndrăzneață, contemporană cu noi, trebuie cunoscută, pentru că participă la discuția culturală nu doar românească, a participat tot timpul, numai că nu a făcut-o public. Și atunci am zis că datoria noastră este să reușim să-l aducem în atenția publică pentru toți cei interesați, pe de o parte de diaristica, memorialistica românească, pe de altă parte de filozofia românească, pe cei interesați de lumea computerelor, pe cei interesați de problemele politice, pe cei interesați de analiza totalitarismelor în secolul al XX-lea, pe cei interesați de problema puterii și libertății și așa mai departe. Asta e primul motiv. Al doilea motiv, bineînțeles că au existat și există referințe la diverse persoane în viață. Așa cum știți, și jurnalul lui Sebastian nu a putut să apară până, nu știu, au trecut 60 de ani sau 50 de ani de la moartea lui Sebastian când a apărut. Aceasta este o practică uzuală, este o practică normală. De aceea, în acest jurnal nu o să găsiți și toată lumea din mediul filozofic, mai ales întreabă, dar unde sunt picanteriile? Nu am vrut să fie despre picanterii. Probabil nici Radu Solcan n-ar fi vrut să apară cu acele picanterii. Bine, să nu se aștepte lumea să fie mari picanterii, că nu sunt. Toată lumea așteaptă, mamă, ce era acolo. Nu. Lucrurile erau întotdeauna rezonabile, încerca să pună în echilibru și de fiecare dată începea, să zicem, critica a ceva, critica propriei poziții și încheia cu critica propriei poziții. Deci asta sunt cele două motive. O să fac o mică completare aici. Radu Solcan era foarte critic cu el însuși și asta se poate vedea și în paginile astea publicate și cu atât mai mult în multe alte pagini ale jurnalului lui. Era foarte critic cu el, dar era pretențios și critic și cu alții, inclusiv cu colegii pe care îi aprecia și inclusiv cu oamenii cu care era, de care era să se simțe apropiat. De pildă, față de mine era critic, ca să dau un exemplu. Așa. Ei, acum, sigur că era critic și față de oameni pe care îi cunoștea mai puțin și care îl cunoșteau mai puțin
și față de persoane din lumea publică românească. Ei, noi ne-am îndoit că lucrul ăsta va fi bine înțeles. Eu aș fi lăsat toate pasajele în care el era critic în raport cu mine, dar pentru că lucrurile astea nu mă supărau deloc și erau în tonul relațiilor pe care le avea. Dar nu eram atât de convins că ar fi existat din toate părțile înțelegere și asta a fost motivul pentru care am renunțat. Sunt foarte multe pagini în care el vorbește despre discuțiile din facultate, despre ce se întâmpla de pildă în Consiliul Profesoral a facultății, în care el de obicei era în dezacord cu aproape toată lumea. Și asta sigur că relata despre lucrurile astea. Da, deci ne-am gândit destul de mult, am avut de făcut aceste alegeri editoriale. Ce putem spune este că, da, au fost acele croșete, adică anumite fragmente au fost date la o parte, mai bine zis, ceea ce a rămas e mai puțin decât ceea ce a rămas nepublicat. Adică nu am dat la o parte, de fapt am extras, am selectat. Dar din tot ceea ce e selectat n-a fost schimbată nicio virgulă. Deci nu s-a intervenit așa cum se mai intervine uneori pentru îndulcirea sau asprimea sau înăsprirea anumitor lucruri. Nu am intervenit nici măcar cu virgule, dincolo de corecturile tacite. Pentru că ce se vedea că acest jurnal nu a fost rescris sau pregătit. Așa cum se poate vorbi despre alte jurnale ale altor intelectuali, nu doar din România. Deci el nu a revenit la un moment dat încercând să-l construiască într-un fel. Și de aceea, din fuga tastaturii, scrisului la tastatură, bine, mai apăreau mici probleme la scriere și au fost singurele corectate tacit. În rest, nu am schimbat un cuvânt. Iar acolo unde au fost eliminate în interiorul unei fraze anumite lucruri, am marcat acest lucru. Asta din perspectiva onestității editorului. Și probabil ar mai fi un al treilea motiv. În momentul în care oamenii citesc un jurnal, oamenii se vor uita după alți oameni, alte nume, alte referințe și așa mai departe, în ce relație se află cu ei. Într-un anumit sens am încercat mai degrabă să păstrăm la nivelul luptei ideilor. Așa cum spune de mai multe ori în jurnal, și asta era o idee pe care o spunea inclusiv la cursuri, că să lăsăm ideile să lupte între ele și să se omoare între ele, dar nu oamenii. Și așa că am preferat calea ideilor, pentru că în primă instanță cred că acest lucru trebuia publicat și această minte trebuia reîntoarsă către lume, adică dată înapoi lumii. Și probabil va mai exista o ediție a doua, mai devreme sau mai târziu, în care doritorii acelor picanterii, poveștilor nebune care nu există, să se delecteze. Dar în primă instanță n-am considerat că acest lucru ar fi fost benefic reîntâlnirii cu Mihail Radu Solcan. Și, în genere, n-ar fi fost probabil benefic unei discuții filozofice. Așa, în schimb, avem, nu pretextul, avem motivele să discutăm foarte, să facem multă filozofie pornind de la acest jurnal. Domnule profesor, l-ați cunoscut foarte bine pe Mihail Radu Solcan. A fost doctorandul dumneavoastră, nu-i așa? Da. Mă gândeam că poate ne spuneți câte ceva despre omul Mihail Radu Solcan, când l-ați cunoscut și ce relație ați avut. Și după aceea, poate, pornind de la niște pasaje din carte, discutăm niște teme dragi lui Mihail Radu Solcan. Vă rog. Așa, vreau în primul rând să mulțumesc nu de circumstanță, ci așa din inimă că s-a organizat această discuție. Ceea ce ne-a susținut pe noi este convingerea că modul cum gândea Radu Solcan merită să fie cunoscut de cercuri mai largi de oameni. Și orice ocazie de a face asta și de a invita și de a încuraja intelectualii să citească aceste pagini reprezintă pentru noi o mare satisfacție și o răsplată, cea mai importantă răsplată pentru ceea ce am făcut. Și sperăm că este doar începutul și că vom putea să mergem mai departe. De aia mulțumesc organizatorilor că
ne-au dat posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră această carte. Eu mă încumet să afirm, sigur că aici există mulți oameni tineri, și în cea nu mai e surprinzător, că în această încăpere sunt omul care l-am cunoscut cel mai devreme, Radu Solcan, chiar în raport cu doamna Solcan. Așa, și asta s-a întâmplat în toamna anului 1973. Solcan intrase la Facultatea de Filozofie în 1972, iar eu țineam un curs de teoria cunoașterii care era la anul 2. Și atunci era un curs de un semestru care era totdeauna în semestru de toamnă, iarnă. Și atunci, în toamna acelui an, a devenit studentul meu, bineînțeles că făceam și seminariile și nu trebuia să fii prea perspicace ca profesor ca să bagi de seamă că ai un student, în primul rând, foarte interesat, da, de filozofie și de cultură în general. Deși el era destul de, rezervat, zice. Nu era nici într-un caz, cazul studentului exuberant, care intervenea foarte mult, în general vorbea foarte concentrat și concis, însă îi plăcea foarte mult discuția. Pe vremea aia era o lume pe care, sigur că dumneavoastră nu o cunoașteți, prietenul și colegul meu Elie Pârvă aici de față este cel care o cunoștea. Cei studenții și profesorii care aveau un interes autentic pentru idei și pentru filozofie erau foarte apropiați. Adică ei erau o lume care se deosebea de restul lumii din jur. Asta îi lega foarte mult acest interes, pentru că ce însemna asta? Asta însemna o discuție despre filozofie care se concentra exclusiv asupra ideilor și nu asupra ceea ce reprezenta directiva oficială în perioada aia, adică o anumită, chiar dacă nu era vorba de propagandă politică, o anumită legare artificială și neconvingătoare a filozofiei de viața economică, socială și politică în spiritul nu a lui Marx, ci a unei versiuni foarte vulgare, care, câștigase teren de-a lungul timpului, în primul rând prin oficializarea în Uniunea Sovietică acestui materialism dialectic și istoric, a cărui versiune clasică era o expunere de vreo 15-20 de pagini, care exista într-o carte care, când am devenit eu student la Facultatea de Filozofie, adică în anul 1951, era Alfa și Omega Filozofie. Și anume era un capitol din cursul scurt de istoria Partidului Comunist Bolșevic a Uniunii Sovietice, așa se numea cartea, acolo redactor principal era Stalin. Și la un moment dat, în dezvoltarea acestei lucrări, apărea un pasaj cam de felul ăsta. Spunea Stalin că Lenin a scris o lucrare care a apărut prin 1908 sau 1909, nu mai știu, nu mi-aduc aminte exact, care se numea Materialism și Empiriocriticism, care era prezentată ca o culme a gândirii filozofice, și în această lucrare spunea Stalin, Lenin a apărat și a dezvoltat filozofia clasei muncitoare, materialismul dialectic și istoric. Și atunci autorul se întreba retoric, dar ce este materialismul dialectic și istoric? Și atunci, pe 10-15 pagini, urma explicația, nu mă mai întind asupra acestei chestiuni, deși ar fi interesant de evocat, eu știam aproape pe de-a rost lucrurile astea,
în perioada respectivă. Timp de 4 ani de zile, între 1951 și 55, în esență, asta trebuia să învățăm, știți? Așa, și să știm. Bun. Și asta, în ciuda unei anumite destindere, a rămas totuși alfa și omega filozofiei oficiale. Și atunci este foarte clar că căutam un spațiu în care să putem discuta despre filozofie în afara unor asemenea constrângeri și ne simțeam foarte apropiați între noi și comunicam foarte mult. După ce Radu Solcan n-a mai fost la facultate, mi-aduc aminte de asemenea că pe vremea când era el student, eu aveam un cerc, așa, tot de ăsta, de filozofia cunoașterii și filozofia științei, în care discutam tot felul de texte ale autorilor ăstora, de pildă empiriști, logici, lucruri de felul ăsta, care erau în momentul ăla dominante în filozofia științei. Era foarte mare afluența la cercul ăsta. Mi-aduc aminte că era o sală și era până la ultimul, era exact cum e aici. Exact așa cum era aici și Radu Solcan era totdeauna prezent. Mi-aduc aminte că veneau studenți și de la alte secții, de la politologie. De pildă venea Vladimir Tismăneanu, care era coleg cu Radu Solcan, adică era în același an, dar la secția de sociologie, așa. Și mulți alții, iar după ce terminam cercul, plecam de la clădirea de la drept și mergeam pe jos spre universitate și discutam tot timpul. Și era un grup așa mare, sigur nu puteau discuta toți 10, 15, 20, dar toți erau împreună și așa. După ce a terminat facultatea, Radu Solcan venea și el, ca și alți colegi al lui, dintre care unii sunt mai departe și astăzi în facultatea de filozofie, așa, generații diferite, cum era de pildă Adrian Paul Iliescu, Adrian Miroiu, Mircea Dumitru și alții încă. Așa veneau des în facultate, iar prin 1985-86, unul dintre ei, poate Mircea Dumitru, a avut ideea asta că ce-ar fi să ne întâlnim periodic așa, să discutăm niște texte filozofice și ne-am fixat pe Wittgenstein, mi-aduc aminte, și am discutat Caietul albastru și Caietul brun. Ne întâlneam așa distanțe destul de mari, cam de o lună, o lună și ceva, dar se stabilea termenul respectiv și venea toată lumea. Unii dintre cei care veneau sunt acum profesori de sociologie sau de filozofie în lume. De pildă era Codruț Preda, care e profesor de filozofie în Scoția. Sau Manuela Ungureanu, care este profesoară de filozofie în Canada. Așa. Și astea, grupul ăsta se reunea și în sala mică a bibliotecii de la filozofie, cam după ora 3, așa. Și ultima ședință acestui grup a fost programată la 21 decembrie, sau în 22. Bine, 22 decembrie la amiaz. A fost un participant al grupului care a venit și ăsta a fost Radu Solcan. Care a venit, ceilalți s-au prezentat. Așa. Deci, sigur că am avut o relație foarte strânsă. Radu Solcan făcea un doctorat. Bineînțeles că, ca să ajungă la o temă cât mai neutră, a ales să facă un doctorat în logică. La un profesor a facultății pe vremea aia, Gheorghe Enescu. Eu am fost întrebat dacă Solcan a fost doctorandul meu și am răspuns
Inițial n-a fost, în primul rând, pentru că nici n-aș fi putut să fie, eu eram conferențiar, nici vorbă să fiu conducător de doctorat, erau foarte puțini profesori care aveau atunci conducere de doctorat și erau foarte puțini doctoranți. Domeniul ăsta era încărcat cu alte lucruri, dar pe vremea aia, sigur că nu se puteau produce doctoranți de nivelul și de factura celor care sunt acum. Pentru că, într-adevăr, dincolo de alte elemente, era necesar să fie foarte performant ca să fii doctorant. După 90, însă, pentru că se puteau face schimbări de doctorat și Gheorghe Enescu se cam retrăsese, așa, după aceea a venit la mine, dar nu și-a schimbat în mod fundamental teza, doar i-a dat o tentă puțin de filozofia științei, adică el se ocupa de logicile modale și atunci a discutat modicile modale ca un program de cercetare pe linia ideilor unui foarte cunoscut filozof al științei din vremea aia, a lui Imre Lakatos. Așa, asta a fost teza de doctorat pe care a susținut-o cu mine, dacă mi-aduc bine aminte, în toamna anului 1993. Dar el era deja în facultate, după 90 a lucrat la Humanitas o perioadă de timp. Dar mi-aduc aminte foarte bine că am stat de vorbă într-o bună zi cu domnul Liceanu, care mi-a spus următorul lucru. Înainte mai fusese alți colegi acolo. Miroiu, Iliescu, Dumitru. Da. Dar încetul cu încetul tu și-au găsit locul la facultate. Radu rămăsese ultimul la Humanitas. Și știu că mi-a spus domnul Liceanu următorul lucru, zice, Radu Țocan e bun așa să conduc o colecție pentru o muncă de concepție, ceva de felul ăsta, nu să facă munca obișnuită de redactor. Încercați să-i faceți un loc la facultate și așa mai departe. Din fericire, pe vremea aia era ușor. Acum nu mai e deloc așa. Așa, uneori ne pare foarte rău că există oameni cu mare potențial și care nu au posibilitatea să găsească un loc în care să poată lucra profesional în filozofie. Pe vremea aia lucrurile stăteau mult mai bine și așa a fost, a devenit colegul nostru, așa, cu care, mă rog, aveam tot timpul discuții. Dacă era vorbă de discuții, atunci Solcan întotdeauna introducea în discuție un nou punct de vedere și o nouă perspectivă. Asta era totdeauna participarea lui. Pentru că avea un mod de a gândi foarte... cum să zic eu, particular, a lui propriu și, în general, reacționa critic la orice propuneri care se făceau într-o problemă de ordin teoretic. Acum, eu aș vrea, îmi notasem anumite lucruri aici. Aș vrea să vă prezint așa un punct de vedere asupra ceea ce face interesul acestei cărți, după care aș încerca să-l ilustrez citindu-vă câteva fragmente. Și după aceea, dacă s-ar putea, aș dori ca cei care au citit din carte să-și dezvolte propriile lor considerații, să pună și întrebări și să intrăm în discuție. La întrebarea asta, care se pune adesea, sau chiar dacă nu se pune, are un răspuns pe care îl cunoaștem, ce-l distinge pe un intelectual autentic?
Răspunsul obișnuit este următorul. Cultura. Cultura, așa cum se exprimă, în modul cel mai impresionant, în înzestrarea intelectuală. Răspunsul este că, dincolo de cercul celor care sunt inițiați, ceea ce l-ar distinge pe intelectual este modul cum susține el un punct de vedere care se referă la o temă de interes general. Adică o temă de interes general poate fi prezentată într-o formă foarte frustră sau cu o argumentare foarte elementară, în timp ce intelectualul este cel care îi dă o susținere bazată pe o mobilizare puternică a resurselor culturale, adică a ceea ce pot să oferă, sugestiilor pe care le pot să oferă, familiarizarea cu zone largi ale culturii. Ei bine, eu cred că Solcan oferea o alternativă la această concepție foarte răspândită despre ceea ce îl distinge pe intelectual. Și o concepție și o viziune adânc rădăcinată în lumea noastră. Care ar fi aceasta? După părerea mea, el ar susține că intelectual se distinge în primul rând prin capacitatea de a examina detașat și critic puncte de vedere alternative asupra unor teme de interes general. Cu alte cuvinte, cultura îi servește pentru asta și cultura este doar o resursă în acest scop. Abordarea strict rațională și independentă în gândire l-ar distinge pe intelectual de ceea ce de semenii lui, adică de oamenii care nu au un asemenea fundal. Mi se pare că multe din însemnările din acest jurnal ilustrează această înțelegere a aportului pe care îl poate aduce intelectualul. Și aș vrea să vă prezint câteva din pasajele astea care, după părerea mea, merită atenție. Iată, deci, el discută la un moment dat un punct de vedere formulat de către un economist american, a cărui nume este Olson, în legătură cu furtul. Și el spune așa, că ideea lui Olson, care i-a tras atenția, ar fi că n-ar trebui să împărțim lumea în oameni buni, ăștia sunt cei care respectă proprietatea, și în oameni răi, în hoți, care cei care nu respectă proprietatea. Și continuă. Efectele colaterale ale hoției pot fi variate. Depinde de tipul de hoție. Olson argumentează că banditul sedentar are interesul să nu își ecmănească prea tare și să elimine alți hoți de pe teritoriul său. Cu alte cuvinte, el furnizează servicii de securitate. Prometeu, când fură focul, nu este un hoț? Nu-l pedesește Zeus?
dar folosește focul în chip creator și cu beneficii colaterale pentru cei cărora le oferă acces la foc. Problema ar fi nu numai dacă hoții sunt hoinari sau sedentari, ci dacă sunt productivi sau nu. Folosesc ceea ce au furat ca pe o resursă? Dacă da, o fac oare mai eficient decât ar fi făcut-o cei de la care au furat? Hoții neproductivi sunt desigur absolut indezirabili. O doză de hoție productivă s-ar putea să aibă un rol pozitiv. Libertarienii strict speră că o lume unde drepturile de proprietate sunt bine definite și absolut respectate este o lume ideală. De ce? Pentru că tranzacțiile vor aduce resursele în mâinile celor care le pot folosi în chipul cel mai productiv. Lumea reală oricum nu e ideală și s-ar putea să existe piedici de ordin teoretic în calea tranzacțiilor perfecte. Așa că, de ce n-ar avea rolul ei hoția productivă? Hoția în exces este destructivă, chiar și când ia forma statului comunist, care după ce a furat tot ceea ce putea fura, a încercat să fure și de la străini. În paranteză, nu respecta copyright-ul, nu respecta patentele sau secretele altora. Rezultatul n-a fost pozitiv. Dar drepturile de proprietate, ca să zic așa, în exces. Ca orice sistem ideal, un sistem de drepturi de proprietate perfect este iluzoriu. Iar încercarea de a-l instaura este una nefericită. Rezultatul. O bună combinație de drepturi de proprietate și de hoție productivă. Dar așa ceva nu se poate obține prin reforme instituționale. În general, n-ai cum să obții artificial o astfel de combinație. Explică ideea asta ceva? S-ar putea. Bogăția Occidentului, de pildă. Respectul pentru proprietate este clar. Dar și hoția, uneori legalizată, pirații reginei. Alteori acceptată tacit. Se pare că au folosit însă productiv ceea ce au furat. Exemple contemporane, destule. Microsoft este un bun exemplu. O firmă care trișează în stil mare. Interferențele sale grafice sunt adevărate iluzii vândute clienților. Dar și ce produce? Interfețele grafice Microsoft a fost o revoluție. Microsoft triștează, dar face servicii clienților. Profesorii în universitari? Delicată întrebare. În paranteză, când lucrez la o universitate de stat. Pentru un libertarian strict, un profesor de la universitate de stat este un hoț. Este plătit din impozite, iar acestea sunt hoție, din punct de vedere libertarian. În virtutea argumentului dezvoltat aici, acest punct de vedere trebuie amendat considerabil. Profesorul poate fi și de multe ori este un hoț mai mult sau mai puțin productiv. Marea prostie este că statul încearcă să-i facă pe profesori în mod planificat, între ghilimele, productiv. Asta nu merge. Hoțul este un hoț și din plăcere. Trebuie lăsat în voia lui, cel puțin în acest caz. Și din când în când, în unele cazuri, va fi productiv. Iată un alt pasaj. Mai bine, eu zic să citesc câteva, da. Este vorba despre modul cum se scrie adeseori istoria. Adică ca slujnică a intereselor momentane ale diferitelor grupuri.
Și iată o însemnare din 21 aprilie 2009. Altă publicație care mi-a atras atenția a fost o broșură a lui Rakowski din 1909. Rakowski vorbește în scrierea sa despre 1907. E vorba de Războiul țărănești din 1907 din România. Au început în Moldova, dar s-au extins în alte regiuni ale țării. Cifra morților. Rakowski, 11.000. Argumentele. De partid, între ghilimele, ca să spun așa. Acum suntem însă în 1909. Deja socialiștii au fixat cifra faimoasă, ea nu a fost deci o invenție a regimului comunist. Exista de atunci această cifră. O cifră foarte mare, 11.000 de morți. Care este cifra reală a morților din 1907? Greu de spus. Toate cifrele avansate par a fi, între ghilimele, de partid. Autoritățile au admis, desigur, o cifră mai mică. Socialiștii au vorbit despre cei 11.000 de morți. În 2007, senzația era că n-a fost niciun mort. Însemnarea este din 2009. Guverna, ca și în 1907, Partidul Național Liberal. Și meseria de istoric, spune în continuare, scuze pentru istoricii de față, pare a fi una tare ticăloasă. Cel puțin când este vorba despre vremuri apropiate. 100 de ani. Era vorba de 1907 și însemnarea este din 2009. O altă însemnare care este succesivă, numai un moment. Am scris ceva acolo. Da. Asta o lăsăm pe mai la sfârșit. E vorba de filozofie. Cum să ne raportăm la cei care discută despre cultura și tradițiile românilor? E o discuție despre asta în legătură cu o carte pe care a achiziționat-o la Zolcan. Cine citește lucrarea găsește foarte multe pasaje în care el își povestește incursiunile lui periodice și sistematice prin anticariate și prada pe care o câștiga și, mă rog, toate reflexiile lui, dacă o carte merită să fie cumpărată sau nu merită să fie cumpărată, după care când venea acasă se uita pe internet și pe Wikipedia și așa mai departe și putea să constate dacă a fost inspirat sau nu în deciziile pe care le-a luat atunci când s-a hotărât să cumpere sau să nu cumpere la un anumit preț. Asta făcea tot timpul. Și a găsit o carte despre istoria limbii române scrisă de Alexandru Graur. Alexandru Graur a fost un lingvist foarte cunoscut. A trăit și după 1990, cred că între 1990 și 2000 a murit, așa. Așa, dar e o carte veche, el spune, pe care Graur a scris-o în franceză și era destinată, probabil, propagandei culturale românești. Și acum iată notația lui interesantă și actuală, zic eu. Citindu-l pe Grau, îmi revine în minte obsesia ultimilor zile. Așa numitul rasism românesc. Nu era Grau român? Eu aș zice evident că era. Ce ar zice rasistul? Când scrie pe Wikipedia, scoate cu grijă la evidență faptul că omul s-a născut într-o familie evreiască. Când vorbește sincer, spune că nu poți studia limba română doar științific. Ai nevoie și de un fior
de simțire. Pe care ce ți-o dă? Aici rasistul este forțat cumva să recurgă fie la biologie, fie la mit. De ce nu ar fi însă și simpatia la fel de bună? Se întreabă. Iată un pasaj din 31 decembrie 2009 în care el abordează frontal problema relații intelectuale cu politica. O chestiune foarte controversată. Este 31 decembrie 2009, ultima zi a anului 2009. Care ar fi reflexia cea mai importantă la sfârșit de an? Cea cu privire la intelectual și politică. Este foarte important pentru un intelectual să nu fie legat de o grupare politică. Am să încerc să explic pe scurt de ce. Cel mai minte se vede cum stau lucrurile în cazul partidelor politice. Logica demersului intelectual și a celui politic sunt incompatibile. Un politician trebuie să reunească o coaliție, să obțină sprijin din locuri foarte diverse. Criticile sale către interiorul partidului trebuie să fie constructive și vrea, nu vrea, trebuie să închidă ochii când este vorba despre defectelor celor din partid pentru a nu reduce credibilitatea partidului. În schimb, critica intelectuală, chiar dacă este una chibzuită, nu poate să se bazeze pe compromisuri și alianțe. Nu se pot construi argumente recurgând la compromisuri și alianțe. Pentru un intelectual înregimentat politic, conflictul dintre cele două logici, cea intelectuală și cea politică, este unul amar. Exemple? Cel mai dramatic pare a fi, desigur, exemplu intelectualilor comuniști. Știu acest lucru din propria, fie ea și nu foarte dramatică, experiență. Acum vreau să vă spun că chestiunea asta se poate extinde în felul ăsta. Radu Solcan credea că modul cum te situezi într-o discuție de idei nu are nicio legătură cu relațiile personale. Și despre asta am pomenit ceva la început, că el era foarte critic când era vorba de să discute o chestiune de ordin principial, chestiune care interesează din punct de vedere intelectual și față de oameni foarte apropiați. Pentru că considera că, în general, dezacord în privința asta și un dezacord chiar persistent și așa mai departe, dar ar trebui să aibă o răsfrângere asupra relațiilor personale și asta era pentru el o piatră de încercare a intelectualului. Un lucru care este de asemenea extrem de actual și spune foarte multe, ne permite să privim cu anumiți ochi ceea ce se întâmplă tot timpul în lumea universitară și în lumea publică largă, în lumea intelectuală. Am două pasaje. Ăsta revin la cel în legătură cu filozofie. E o însemnare din 9 mai 2009. Concepția după care se predă filozofia la noi în facultate este cea aflată în dificultate. Bună. Discipline precum ontologia, teoria cunoașterii, etica, estetica și chiar logica sugerează că ar fi vorba despre capitolele unei științe. Filozofia nu este însă o știință,
și deci nu poate fi predată ca o știință. Nu există cunoștințe pe care să le parcelezi, ci să le transmiți cu bucata. Celor care vin să deprindă meseria. Iar dacă așa ceva nu există, ce rost au atunci cursurile de istoria teoriei filozofice? Și mergând la mea departe cu raționamentul, ce anume să aplici dacă teoria nu există? Colegii reprezentativi pentru trei generații diferite ilustrează o contradicție frapantă. Care sunt aceste trei generații? Prima este cea căreia îi aparține profesorul Pârvuș, cu mine, cea el în vedere. Cele trei generații. A doua generație este cea căruia îi aparține el. Și a treia generație este generația, mă rog, a celor mai tineri. Când a scris asta, încă cred că domnul Vică nu era în facultate, era la doctorat, dar cei mai tineri de atunci. Da, da, da. Deci, colegii reprezentativi pentru trei generații diferite ilustrează o contradicție frapantă. Pe de o parte, au un interes de cercetare intens, acum se referă numai la unii mai departe, nu la toți, deci de pe la colegul Pârvu nu e vizat, dar eu sunt vizat. Zice, pe de o parte au un interes de cercetare intens pentru a doua parte a creației lui Wittgenstein. Virgulă. Pe de alta au subscris la imitarea sistemului de predare a filozofiei pe capitole, ca și cum ar fi o știință ca oricare alta. În întreaga lume, idealul de profesionalizare a filozofiei, introdus de către filozofia analitică, a dus la o criză în sălile de curs. Filozofia a devenit o disciplină evaluată după criteriile din științe, dar și-a pierdut auditoriul. Sălile de curs se golesc. Sunt convins că și la noi în facultate, mulți nu vin sau nu rămân după anul întâi de studii pentru că disciplinile, între ghilimele, teoretice nu le spun nimic. Decanul a căutat să explice fenomenul pierderii de studenți prin maniera de examinare a unora dintre profesori. N-a găsit însă niciun fel de probe. Cauza este în altă parte. Ce e de făcut? Zice, oricât l-am demitizat pe Nae Ionescu și oricât de nesuferită ne-ar fi filozofia sa, calea este cea pe care mergea el. Sentimentul că filozofia se naște chiar pe loc în momentul prelegerii. Cu alte cuvinte, că omul gândește atunci, nu... redă ceva gândit în toate detaliile și pregătit și gândește atunci. Acum, apropo de asta, ceea ce îi fascina și pe studenții puțini al lui Wittgenstein era tocmai treaba asta. Că nu era, se vedea că nu e nicio pregătire prealabilă și se produce atunci ceva în fața ochilor lui. Examenul pe terenul lecturilor studentelor și studenților, adică așa ar trebui examinat, nu prin prisma însușirii unor cunoștințe ai doba celor din științe. Sigur că Solcan se gândea, o fi gândit și la consecințele astea. Eu am văzut examene de felul ăsta, de pildă în Germania. Dar asta înseamnă că trebuia să dai pentru examinarea unui student un jumătate de oră sau mai mult. Așa, ca să poți așa să discuție. Dar asta însemna că examenele nu se dădeau într-o sesiune de examen, ci se dădeau tot timpul anului, când un student zicea că e pregătit pentru examen, se programa la profesor și venea și dădea examen. Ceea ce înțeleg eu că e mesajul lui Solcan aici, este că
Filozofia trebuie să fie deschisă spre toate orizonturile culturii. Cu asta sunt eu acord eu cu el. Pentru că preocupările mele profesionale sunt de astea, de domeniul filozofiei teoretice, epistemologie, filozofia științei și așa mai departe, și par să fiu unul dintre cei vizați direct de toate remarcile astea critice. Eu în chestiunea asta sunt de acord cu el. Adică cred că știința e un termen de referință esențial în filozofie, dar și istoria e un termen de referință esențial, și experiența religioasă e un termen de referință esențial, și și arta, literatura, muzica și așa mai departe este un sistem, și dacă filozofia, sigur, este prezentată și predată în felul ăsta și cu anumită spontaneitate, este evident că puterea de atracție pentru ea crește și satisfacția studenților este proporțională. Aș vrea să închei citindu-vă două scurte pasaje care îl arată pe Solcan, care în toate pasajele pe care le-am citit era foarte critic față de diferite puncte de vedere. Îl arată autoironic și autocritic. Iată o însemnare din 15 august 2011. În săptămâna care a trecut, imaginea pe care mi-am făcut-o despre propriul sine a sfârșit prin a fi mult reevaluat. Este acum imaginea unui personaj mult prea puțin sigur de sine în situații practice și prea ezitant pentru a duce la bun sfârșit sarcini concrete. Prin contrast, când este vorba de cauze mari și discuții mult îndepărtate de zona pe care ar putea o influența practic, personajul, adică el, se aprinde și face tot felul de analize. Ca o ironie, te-ai putea întreba dacă nu aceasta este imaginea curentă despre filozofi. Așa este. De aici nu decurge însă logic decât că sunt cel mult un filozof în care omul în sensul pe care omul de pe stradă îl dă acestui cuvânt. Și ultima, articolul acesta scurt este o însemnare, una dintre ultimele, din 31 decembrie 2012. Articolul acesta scurt despre libertarianism. El se considera un adept în linii mari a libertarianismului. Este o răfuială cu mine însumi. Acum 30 de ani, am trecut de la o convingere obsesivă la o altă convingere obsesivă. Asta îi se părea ceva foarte rău, să ai convingeri pe care le numeau obsesive. În orice caz, până în 1979, am fost un captivat de comunism. Bineînțeles că e vorba de doctrină, nu de ceea ce se întâmplă în viața curentă. De valorile sale, de miturile sale. Fără să fie vorba despre o trecere bruscă, în anii 80 am adoptat libertarianismul. Am descoperit liberalismul clasic și mi s-a părut că el este soluția problemelor sociale. În loc să se efazeze, interesul meu pentru libertarianism s-a intensificat în anii 90. Când ai o convingere obsesivă, te transformi într-un soldat al unei cauze. Examinezi orice idee, nu în funcție de meritele ei, ci de concordanța cu cauza pe care o slujești. Propria persoană trece pe plan secund. Paradoxal, un asemenea fenomen are loc și la libertarieni, deși s-ar zice că sunt individualiști.
L-am văzut și la mine, dar și la prietenii mei mai tineri. El crede că intelectualul trebuie să lupte cât de mult împotriva acestei tendințe. Sunt unele din multele pasaje ale acestei cărți care mi-au atras atenția și care prezintă profilul nu a unuia care are dreptate, dar a unuia care are idei care stimulează, provoacă și întrețin discuția. Așa l-am cunoscut totdeauna pe Radu Țolcan și asta mi-a plăcut totdeauna cel mai mult la el și m-a atras. Că totdeauna intervențiile lui în toate situațiile, în cercul nostru Wittgenstein, în multe reuniuni din facultate și așa mai departe, provocau discuția, alimentau discuția și ne făceau să ne gândim la lucruri la care nu ne-am gândit înainte. Asta înseamnă să ai personalitate intelectuală și de-aia merită să ne amintim de Radu Țolcan. Da, mulțumesc. Să deschidem discuția, dar Constantin, vrei să mai adaugi ceva? Poate un pic acolo la în două puncte. Așa cum foarte bine a selectat domnul profesor, vedem un Mihail Radu Țolcan care cumva s-a despărțit de mai mult. S-a despărțit de Marx, s-a despărțit și de Foucault și de Althusser, după care s-a despărțit și de Olson și de Friedman și de Hayek. Vedem un om care cu adevărat și-a câștigat libertatea intelectuală după ce a intrat destul de obsesiv în niște tradiții vechi de secolul XIX sau chiar și mai vechi intelectuale. El se tot întreabă în acest jurnal, dar ce sunt eu? Sunt un om de stânga? Sunt un om de dreapta? Zice, poate dintr-o perspectivă economică aș fi mai de dreapta, dar sensibilitatea mea e de stânga. Și asta vedem în jurnal, atenția la cei vulnerabili, la cei slabi, atenția la nedreptate, atenția la privilegii și cum ar trebui reduse acele privilegii. În același timp, vedem un alt lucru și, apropo de ce e și o agendă de cercetare, avansează niște idei extrem de radicale în filozofia politică. Una dintre idei este că, de fapt, instituția proprietății intelectuale se opune instituției pieței. Și asta este, oamenii zic, cum? Păi nu formează împreună capitalismul? Da, asta e tensiunea fundamentală a capitalismului. Vede chiar variante de capitalism fără drepturi de proprietate. Critica proprietății intelectuale, și asta e un alt traseu de lectură și o altă direcție a cărții, e omniprezentă pentru că conștientizează destul de repede, el fiind un bricoleur, un om care face acest patchwork, folosește tot felul de elemente să creeze ceva nou, că o proprietate intelectuală, așa cum avem astăzi, de regimul ei, este de fapt destructiv pentru creativitate și mai mult și pentru transmisiunea culturală. Și pornind de la aceste observații, el ajunge la concluzia că proprietatea intelectuală nu ar trebui să existe. Ea nu poate exista și nu se poate întemeia așa cum se întemeiază instituția proprietății private. La un moment dat, de mai multe ori spune că e mai degrabă, sau a avut moment în care a fost libertarian sceptic, și poate cea mai bună, dacă tot vrem să-i punem o etichetă, ar fi eticheta de anarhist. E o persoană libertară, e un prieten al libertății, de altfel are și un text, mi se pare, în antologia scoasă cu Adrian Paul Iliescu, 93 sau 94, Limitele libertății, la un moment dat are un text, textul de final, în care explică ce ar trebui să facă un prieten al libertății. Un prieten al libertății nu poate să-și dorească puterea. Vrea ca acea putere să dispară. Aici se văd anumite lucruri din Foucauldianul care a fost Mihail Radu Țolcan în anii 80, poate mai puține trimitere aici, dar în celelalte texte. Și atunci ne dăm seama că de fapt tot traseul ăsta l-a dus undeva, l-a dus în poziția în care e cu adevărat liber. Și poate că ideea asta de a fi anarhist libertar, în care are și dimensiunea unei libertăți a pieței, dar mai ales dimensiunea libertății individuale în raport cu puterea politică, în raport cu puterea grupurilor de influență, aici avem un anume model de intelectual care se plasează într-un fel în lumea socială și politică. Nu e nici de stânga, nu e nici de dreapta, dar nu e nici de centru. Și asta, bineînțeles, că dă peste cap și calculele libertarienilor, dar și calculele socialiștilor, pentru că nu știu unde să-l plaseze. Dă peste cap și un calcul liberal, dar și un calcul, să zicem, mai conservator. Cu siguranță nu e un spirit reacționar. Condamnă reacționarismul,
condamnă, critică foarte mult pozițiile conservatoare, mai ales în cultura noastră. Este un, mai vedem tot în jurnal că ar fi cu adevărat un cetățean cosmopolit. Este, duce mai departe ideea asta kantiană a cosmopolitanismului, să zicem, în limba română. Bine, și prin natura sa de poliglot, n-ar fi putut să fie național, n-ar fi putut să fie local. Dar nu cântă imnul globalizării sau al internaționalismului în variantă sovietică. Dar este un cosmopolit. N-aș zice că este un om fără țară, dar nu simte că ar fi dependent doar de o singură dimensiune culturală sau o singură istorie culturală. E un anarhist al minții, în primul rând, și nu degeaba și scrie o carte în 2002, parcă apără, 2004, Freedom Minds and Institutions. Aia este o carte extrem de complicată într-un anumit sens, pentru că apelează la multă literatură destul de tehnică, dar în același timp și foarte simplă. Și acolo el propune un model, dacă vreți, de ontologie socială, numește individualismul conexionist. E destul de apropiat în planul ăsta al gândirii politice, să zicem, de unul ca Mario Bunge mai degrabă decât de alții din istoria și filozofia științei. Caută acea cale între holism și individualism, atât în filozofie, cât și în viața practică. Cine citește acest jurnal are întotdeauna de luptat un pic, în primul rând împotriva propriilor convingeri. Și cred că asta e lecția cu care rămânem. Că trebuie să lupți cu propriile convingeri, așa și cum el a luptat cu cel mai bun marxist al României, care a fost el, în sensul care chiar știa, cum și spune în jurnal, putea să nimerească citatul la pagină, în pagina de opere Marx și Engels. Luptă împotriva libertarianului care se bucură de lumea capitalistă la început, pe care devine din ce în ce mai critic, cumva e întotdeauna acel împotriva, o reburt, ca să zic așa, în ce sens? În sensul în care când e plin de socialiști, el e libertarian și când e plin de libertarian, face pe socialistul. Când e plin de conservatori, devine progresist. Când vede prea mult progresism, zice, stați un pic, are și conservatorismul valențele sale și valorile sale. Și această incapacitate de a-l prinde pe un radar, cred că e un dar intelectual pe care nu știu câți dintre noi îl avem sau l-am putea dobândi vreodată. Da, clar, nu poate fi încadrat într-o singură direcție. Visa Radu Solcan la o lume în care toți să aibă acces gratuit la informație și este realist un astfel de proiect? Ce-l presupune el? De pildă să nu mai existe edituri sau nu știu? Visa și numai că visa, punea visul în practică știind că încalcă legea. Toți cei care am început să lucrăm de la licență, master, doctorat, primeam CD-uri întregi cu cărți. Unele, bineînțeles, erau în domeniul public, nu era nicio problemă, dar altele erau articole pentru care ar fi trebuit să plătim $30 sau cărți pentru care să plătim $100. Și în funcție de ce aveai nevoie, îți făcea rost, adică traversa internetul dintr-un colț într-altul și le găsea. Își dezvoltă această critică a proprietății intelectuale în ultima perioadă a vieții și aici suntem destul de legați mai mulți. Emi Socaciu, pentru că cu el începe prima dată să aibă aceste discuții. Au fost, cred că, două întâlniri la facultate unde s-a ajuns la această discuție, unde cumva au fost destul de convergent cu vechiul lui prieten Adrian Paul Iliescu. Știu și că cu Adrian Miroi eu am mai discutat despre asta. Eu, într-o anumită parte, în teza mea, am încercat să duc această critică, bun, nu foarte pe față, iar cel care chiar a împlinit programul de cercetare era Radu Uscai, ultimului doctorand, colegul nostru de la ASE acum. El chiar pe asta și-a făcut teza și chiar avem cumva, dincolo de partea teoretică și aplicată, o perspectivă, să o numim, libertară asupra accesului la cunoaștere. Prin faptul că a lucrat cu dicționare, prin faptul că era programator, înțelegea cum se compune lumea digitală și că lumea digitală, prin natura ei, nu va mai putea să mai țină în viață instituția proprietății intelectuale. Totuși, nu știu dacă nu mi-aduc aminte dacă am mai selectat sau nu în jurnal, dar am avut niște discuții și asta am făcut și la cursuri, l-am dat împreună, am făcut o mare distinție între proprietate intelectuală și fraudă intelectuală. Cum ar veni între copyright și plagiat. Da, nu iubea copyright-ul, dar ura plagiatul. Și încerca să explice că uneori chiar proprietatea intelectuală este cea care face imposibilă verificarea. Deci, nu înțelegem prin dispariția proprietății intelectuale, dispariția faptului că
trebuie să dăm referințe, că trebuie să ne plasăm într-o tradiție, într-o descendență întotdeauna și că nu am mai avea nevoie de note de subsol. Nu, dimpotrivă. Renunțăm la proprietatea intelectuală ca să avem acces la întreaga plajă de cunoștințe și să putem să vedem rețeaua, dacă vreți, inferențială a sensurilor care apar. Și proprietatea intelectuală poate bloca această rețea. De aici avem reținerea lui, de aici avem critica lui la adresa proprietății intelectuale. De altfel, un om care nu acele cărți pe care le împărtășea când cu adevărat aveai nevoie și spunând de fiecare dată că noi acum încălcăm legea. Odată ne-am și apucat și am vrut să hecuim, să spargem o carte pe care am achiziționat-o cu bani pe șin, bine, am plătit digital, cardul, o carte digitală. Dar pentru că amândoi foloseam Linux în vremea aceea, bine, el a folosit întotdeauna, eu m-am lăsat la om, dar pentru că n-am fost capabil, am luat o carte care era sub sistemul DRM, Digital Rights Management, de la Adobe și o folosesc, na, e un sistem de a proteja PDF-urile, să nu le multiplici, să nu circule oriunde. Și noi am cumpărat cartea, dar surpriză, pe sistemele noastre nu funcționa, pentru că nu făcuseră cei de la Adobe sau alte companii să funcționeze acel sistem. Și ne-am supărat atât de rău, pentru că am făcut o tranzacție corectă și noi nu putem accesa cartea, ne-am dat peste cap și cine a reușit, bineînțeles că el a reușit, nu eu, să scăpăm de filtrul ăsta de DRM-uri și să eliberăm PDF-ul, ca să-l putem citi. Și atunci am descoperit că undeva exista deja eliberat PDF-ul. Dar nu l-am pus noi online. Și după aceea o săptămână am discutat de ce am făcut chestia asta. Și noi ni s-a părut că aveam temeiuri și că a fost o formă de redresare, dacă vrei, de redresare în raport cu proprietatea, în sensul unei piețe libere a ideilor, a circulației ideilor. Bine, nu încuraja pe nimeni să fure cărți din librărie sau să facă xeroxuri, să nu înțelegem asta. Dar își punea tot și a pus această problemă, ce tip de instituție e asta? După ce ajung la concluzia că este o instituție sui generis, este în sens propriu, nu e o copie a proprietății fizice a celelalte instituții, și a dat seama că de fapt acoperă niște privilegii. Și că atunci când vorbim despre privilegii și monopoluri și le deghizăm în drepturi de proprietate, riscurile cresc destul de mult. Toate cărțile pe care le-a publicat, bine, mai puțin aceasta, există în acces liber. A fost în numele cunoașterii, a renunțat la instituția proprietății intelectuale. Deci xeroxarea sau descărcarea de pe LibGen ar fi un soi de hoție productivă. Exact, exact. Și este ea diferită cu de a fura o carte din librărie? Să mai vedem niște păreri. Cătălin, vrei să spui ceva? Știu că tu ai o poziție în privința asta. M-am vorbit mai de mult. Cred că de pe chipul meu ți-ai dat seama. Când de vorbit, n-am vorbit. N-am apucat, fiindcă a fost la tine săptămâna asta cartea și n-am apucat să recitesc ceea ce am citit în iarnă, cu mare plăcere. Primul om care m-a întrebat dacă l-am cunoscut pe Mihail Radu Solcan a fost Vladimir Tismăneanu. Și am fost foarte surprins de unde până unde. Acum am explicat, au fost colegi în acei ani. Dar mult timp n-aș fi putut răspunde să spun clar dacă l-am cunoscut sau dacă nu l-am cunoscut. Era un profesor ale cărui cursuri nu am fost, fiindcă nu erau pe linia mea, nu eram în aceeași, cum se numesc astăzi, module. Nu eram pe același modul. Dar îl știam de pe holurile facultății, purtasem discuții în particular cu ceilalți. La un moment dat a venit în anii 2000 la Casa Lovinescu. Noi unde vorbeam așa între noi fenomenologie, a venit la mai multe întâlniri și am fost foarte surprinși și putând să vorbim despre scrisoare, despre umanism al lui Heidegger și făcându-ne atenți asupra unor pasaje. Ia că a fost o mare surpriză. Un alt fel de a-l cunoaște, știu că am citit cartea domniei sale despre cum se scrie o lucrare, eseul filozofic.
E, din această carte e drept, n-am înțeles nimic. N-am știut încotro, n-am înțeles încotro bate, ce, erau prea multe lucruri despre computer. Un alt mod de a-l cunoaște a fost când am intrat în birou la Constantin Vică. Acolo la el se află pusă până spre tavan, pe o, bibliotecă construită parcă anume, toată biblioteca lui Solcan, mă rog, cărțile sale, computerul și, cum să vă spun, o atmosferă în ele. Ăsta a fost un mod de a-l cunoaște. Dar, cu adevărat, l-am cunoscut prin această carte. E adevărat și nu a trebuit să mi trec foarte mult peste convingeri. Apropo de cărțile din încăpere, e superbă. Un mod de a-l cunoaște era să vezi care sunt cărțile mai jos și care sunt mai sus. Da, și ai senzația că el sunt... El zicea, dacă avea rezerve mari față de ceva, mă gândesc să iau această carte, să o duc la facultate și să o pun la băraftul cel mai de sus. Senzația e acolo că sunt cărți și pe tavan. Așa este o încăpere înaltă și sus sunt cocoțate, așa că e o ierarhie, nu anarhie. Bun, n-a trebuit să-mi trec deloc peste convingeri ca să... Am consonat foarte bine cu... personajul care îmi vorbea acum, care îmi vorbea din această carte. În foarte multe dintre reflecțiile sale mi-am dat seama de acest instinct aproape de a se repoziționa în funcție de partenerul de discuție, de temă. Lucrul ăsta e formidabil, un exercițiu al minții pe care oricine trebuie să-l facă. Pot spune că aproape nimic nu m-a contrariat în afara acestei chestiuni ce privitoare la drepturile intelectuale. Acum aș putea spune, da, că îl cunosc. Dar aș putea spune totodată că aș dori să-l cunosc mai bine. Din câte am înțeles de la Constantin, în cele spuse la început, era vorba și despre o perioadă mai de dinainte, care nu este acoperită de acest volum. Nu? Deci, dacă e vorba de anii 80, de anii 90, trebuie să fie formidabil. Cele 44 de caiete ale lui, că aici se înțelege că a început să scrie pe computer, nu? Da, asta e scris pe computer și acele caiete au fost scrise de mână, caiete studențești. Da, da. Și doamna Solcan le-a scanat, ați muncit câteva luni, pagină cu pagină, și acum începem transcrierea, dar vrem să o facem chiar în stilul Mihai Radu Solcan, adică să antrenăm o rețea neurală, să antrenăm inteligența artificială să învețe scrisul, să facă transcrierea și apoi revenim noi cu ochii umani de editor. Da, da. Dar va dura, un pic. Asta înseamnă că nu ați luat-o cronologic, ca să zic așa, nu ați. Dar cu siguranță în anii 80, în anii 90 sunt însemnări foarte percutante. Nu? În acest sens, definiția pe care eu dai, nu? De anarhist, mă surprinde. Eu care am citit cu atâta consimțământ această carte, parcă acum se aplică și asupra mea. Nu mă simt un anarhist, nu? E cineva care mă consideră aici? Da, uitați, da, el mă consideră. Sigur, despre cei dispăruți întotdeauna vorbim altfel decât despre cei de față. Și fie că intervine o anumită melancolie, pioșenie, oricum suntem încărcați afectiv, dar... Și tindem foarte mult să le acceptăm convingerile exprimate în scris, iaca, în mod necritic, nu? Din atașament. Totuși, chiar în aceste condiții, mi se pare riscant să numim un om care este liber gândire. De ce să-l numim anarhist? De ce?
Pentru că el spune de 3-4 ori numai aici că dacă ar trebui să se acorde o etichetă, dacă cerem cu adevărat o etichetă, probabil s-ar regăsi în cea de anarhist. Dar și că nu e ceva practic, adică nu e anarhistul care iese la luptă pe stradă, ci mai degrabă anarhist în sensul în care, nu știu, poate un prințul Kropotkin a fost, dar nu Bakunin. Da, poate. Da. Adică acel, dacă vrem un anarhism, oarecum aristocratic, anarhismul gândirii, dar pentru el anarhismul nu înseamnă ceva care provoacă anarhie socială, ci acei indivizi care în primul rând au o formă de autarhie și aleg voluntar cu cine se intre într-o relație. Da. Adică pentru el anarhiștii pot sta într-o comunitate. Anarhistul nu este cel care se duce și doar dă cu piatra la guvern. Bun, nu strică să existe și ăla. Nu, e și cel care se gândește să facă asta. Bun, asta e părerea domniei sale, poate să se autocaracterizeze cum dorește, dar noi putem vorbi și în alți termeni, nu trebuie neapărat să îi preluăm propria autodefiniție. În ce privește proprietatea intelectuală, cred că e o discuție pe care dacă am început aici, dintr-o dată ne-am poziționat. Era un împătimit al cărților. Ne-am întâlnit foarte mult prin anticariate. De acolo îl știu. De fapt, imaginea omului care era și în anticariate și în facultate. Nu? Ori patima asta pentru cărți mergea până într-acolo încât și scria dicționare. Sunt lucruri formidabile. Asta e foarte plăcut. Le căuta nu numai în anticariate, pe dark web. În locuri ale internetului, da, săpadul pe ele le punea foarte bine. Sigur că un om care are o asemenea plăcere, că și eu sunt împătimit, sau mai bine zis, eram atunci și împătimit că nu mai aveam loc de cărți, sigur că în virtutea acestei plăceri nemaipomenite de a te apropia de cărți, poți să găsești uneori și să faci niște raționamente care cântăresc într-o mai mică sau mai mare măsură ca autojustificări. Da? E o problemă etică foarte delicată aceasta cu proprietatea intelectuală. Și mă bucur, iată, că pot să fiu critic față de Mihail Radu Solcan, așa cum obișnuia domnia sa să nu împărtășesc această poziție. Bine, nici n-am stat foarte mult să mă gândesc nici asupra problemei în sine, nici asupra felului. Rămânem prietenii din anticariate, împărtășind aceeași pasiune. Mai vrea ceva să spună ceva despre proprietatea intelectuală? Sau despre piraterie, poate vor oamenii, adică poate sunt de partea alta sau în capătul celălalt al spectrului. Cred că aș avea niște întrebări pentru oamenii care l-au cunoscut mai bine și au citit mai mult decât ne-au dat nouă să citim. Și e foarte interesantă teoria hoției productive. Dar există totuși ceva în cartea asta care ne arată că this is wishful thinking. Adică Mihail Radu Solcan n-a produs cantitatea de idei, cărți și studenți pe care ar fi putut să o, pe care ar fi vrut să o facă, nu? Deci undeva există un mare regret până în ultimul moment că n-a scris cât trebuie, că n-a făcut cât trebuie, că n-a dat studenților cât trebuie. E fenomenal cum un profesor, eu nu l-am avut profesor direct, dar l-am văzut și vedeam cum și vedeam ce influență are asupra studenților. E fenomenal cum un profesor care avea o asemenea influență asupra studenților și redevenise așa o legendă în facultate despre cursurile lui și modul în care se ocupa de studenți și modul în care se preocupa să schimbe cursurile de la un an la altul și să schimbe valorile și așa, este profund de mulțumit tot timpul de cursurile pe care le face. Are un regret profund în notațiile pe care le face la adresa studenților, îl vezi foarte autocritic față de el însuși, foarte... Are o notație pe care o căutam și nu o găsesc, în care spunea, mi-au plecat studenții de la curs. Și în loc să zic că
chiulangie ăia care, așa? Da, se acuză deci că ar fi încălcit cursul, da, da. Și atunci, în sensul ăsta aș fi intervenit aici la povestea cu proprietatea intelectuală și cu hoția productivă. E amuzant că cineva care are așa un regret că nu este productiv să inventeze așa o teorie, știi? Și aș fi vrut să văd ce, Constantin, tu ce zici despre asta. Dacă ne gândim câtă vreme a fost profesor și a fost profesor din 1993 până în 2013, asta înseamnă 20 de ani, în cei 20 de ani a publicat, dacă am calculat eu bine, 6 cărți de autor. Împărțim și nu iese rău, iese o carte la 3 ani jumate. În anii 80, când a fost documentarist la Ștefan Gheorghiu, dar și după, până plus anii 90, am calculat, a editat, cred că peste 12 sau 15 antologii și caiete documentare. Traducere, studiu critic, introduceri, note de subsol. Asta e, voi știți mai bine ca mine, că eu nu prea m-am aventurat în domeniul ăsta, am rămas cu tastatura atâta, dar voi știți câtă muncă e acolo. Deci, din perspectiva asta, zice că a fost mediu productiv din ceea ce a apărut public. Dar o parte din opera sa s-a dezvoltat tot timpul în acest laborator numit jurnalul, care de fapt el nu numea jurnal, numea însemnări sau caiete de însemnări. Acolo a fost o muncă permanentă, zilnică, pe care a lăsat-o după. Deci am putea spune că la acele peste 15 antologii și 6 cărți de autor putem să mai adăugăm și aceste mii de pagini care țin tot de munca intelectuală. Sunt, cred că, peste 50 sau 60 de articole publicate din 80 până acum. Da, nu s-a îngrijit niciodată, de exemplu, să le strângă într-o carte. De ce? Pentru că prefera să se aventureze în a scrie o carte în 3-4 ani, cumva distinct de articolele la care a lucrat. Deci, din perspectiva asta, n-a fost productiv așa cum sunt normele, nu? Uniunii Europene sau Americane astăzi, sau cum și-ar fi dorit. Dar în același timp, ce vedem? Vedem, și cred că aici domnul Flont are acea expresie și lasă să zică. Da, el avea mare mușcări. Adică omul îi plăcea să citească. Asta era cea mai mare plăcere a lui și bineînțeles că tot timpul erau cărți pe care trebuia să le citească imediat. Că de aici din jurnal rezultă că căuta o carte, o găsea, o citea imediat și așa mai departe. Și din cauza asta își făcea tot timpul reproșuri ca amână, de pildă, în anii ăștia el își propunea să scrie ultima lui carte, asta despre filozofia științelor umane. Un proiect pe care l-a luat foarte în serios. Sunt foarte multe lucruri interesante în această carte. Noi, pentru cei de față, spun că la o diferență de cât 2 ani de la dispariția lui, am făcut o reuniune la facultate, tocmai pe tema acestei cărți, am scos și un volum. La un an a făcut reuniunea și după aceea am scos și un volum, da. Așa. Deci, tot timpul era, într-un fel, sfâșiat din aceste tendințe, de a citi lucruri care îl interesează foarte mult și, pe de altă parte, de a lucra la cartea asta. Iată ce scrie, de pildă, în aprilie 2008. Nu sunt chiar foarte bătrân. Experiența mea de viață este însă multiplicată de varietatea mediilor pe care le-am cunoscut. Am lucrat la școala de cadre a Partidului Comunist. Adică, asta n-am spus, Solcan a fost, după ce a terminat facultatea, a fost un an de zile, cred, profesor la Brașov. El a fost șef de promoție, dar cel mai bun post care a existat a fost un post de profesor de liceu la... Da, Brașov. Așa. După care el a dorit să se întoarcă la București. Și singura posibilitate a fost asta, un post de documentarist. Acum nu discutăm această chestiune în sine, dar vreau să spun că el a fost foarte productiv în chestia asta,
pentru că a făcut o serie întreagă de volume de studii pe diferite teme din literatura preponderent occidentală. Era un om foarte potrivit pentru treaba asta, din două puncte de vedere. Odată pentru că el s-a orientat foarte bine în afară de filozofie, în tot domeniul științelor sociale. Economie, sociologie, științe politice, istorie și așa mai departe. Avea o cultură de felul ăsta foarte vastă. În al doilea rând, pentru că era un poliglot formidabil. Adică el cunoștea toate limbile astea de circulație, dar cunoștea de pildă polona, maghiara, cred cehă. Așa mai departe. Și atunci, dacă voia să facă un volum pe o temă, într-adevăr avea acces la tot ceea ce exista. Pe vremea aia nu era tradus totul într-o singură limbă și să nu se publica totul în engleză. Și atunci putea să facă chestiunea asta. Dar asta e referirea la școala de cadre. Vreau să vă spun, ați spus ceva înainte, n-aș fi vorbit, dar pentru că colegul Vică a spus ceva în legătură cu însemnările pe care le-a lăsat el. Aceste însemnări sunt foarte interesante, între altele, pentru că prezintă dinăuntru și această lume. De la Ștefan Gheorghiu, nu? Și pentru generațiile mai tinere este o lume care nu este deloc cunoscută, așa. Așa, continuu să citesc. Am lucrat deci la școala de... Am lucrat la Humanitas. Am fost la Oxford, Cambridge și Harvard. Știu suficiente limbi străine ca să mă plimb cu gândul prin toată Europa și chiar mai departe. Trebuie să scot ceva de aici, cât mai curând. Deci tot timpul era preocupat de treaba asta și asta mai ales că el vedea că trăiește într-o lume în care se scrie foarte mult adunând în jurul unei teme de care se interesează autorii, sistematizând și adunând literatura. Și el credea că în multe cazuri poate să facă ceva mai personal, dar se vedea mult mai activ. Și atunci asta îi accentua preocuparea asta. Dar pasiunea cealaltă îi lua foarte mult timp. El tot timpul povestește cum își folosea timpul. Stătea destul de departe de centru și avea metrou direct până la facultate. Și atunci el totdeauna povestea și ce carte lua cu el în metrou. Pentru că tot timpul când călătorea citea, nu? Și asta am vrut să spun în legătură cu productivitatea lui. Și aș vrea să mai adaug ceva, că noi avem discuțiile astea în Consiliu acum. Și știți amândoi prea bine că din când în când vine... Bine, l-am avut și probabil o să le tot avem. Cum facem să avem platforme digitale, cursurile să fie online? E bine, Radu Solcan a rezolvat asta din 97. 96 sau 97 de când absolut toate cursurile sale aveau pagină dedicată an de an. Deci acolo pe ub.filosofie.ro, exact site-ul... Am luptat cu universitatea să-l conservăm, am reușit să-l conservăm, nu pe serverul universității, tot pe serverul facultății, la ub.filosofie.ro/tilde, e prima tastă din stânga sus, Solcan, intrați pe site-ul lui care s-a memorializat, s-a conservat ca atare și unde o să vedeți că avea pentru fiecare curs, la fiecare săptămână, o pagină HTML în care prezenta despre ce e vorba în curs, liniile principale ale cursului, bibliografia. Pentru seminar făcea lucrurile astea, deci el păstra legătura cu studenții și punea informația de care aveai nevoie la curs încă din 1996-97. Ca profesor de filozofie, nu știu câți dintre profesori de filozofie din lumea largă făceau asta în 96-97. Și acolo aia e o muncă, pentru că nu folosea vreo platformă cum folosim noi, WordPress astăzi sau diverse platforme, unde arunci textul, formatezi și ai plecat. Nu, tot
site-ul e făcut de la zero în HTML de el, adică e programat de el. Și asta își băgau totuși tot la productivitate, pentru că acum eu unul nu reușesc să fac chestia asta. Și mi-e foarte rușine, copil al lumii digitale nu reușesc să fac asta, dar dacă vreau să-mi aduc aminte, dar oare ce studiam eu în 2004 până noiembrie la cursul de libertate și mentalități, pot să găsesc treaba asta. Și mă bucur că am reușit măcar să păstrăm site-ul. Dar da, are acest regret permanent și cred că domnul Flonta avea această expresie că Mihai Radu Solcan este omul care își dă timpul scrisului pentru lectură. Deci el dedica inclusiv timpul pentru scris pentru lectură. Pe de altă parte vedem și vedem și aici în jurnal că nu există curs pe care să-l fi improvizat. Ceva de genul urc și eu în metrou, mă gândesc, le spun ceva copiilor. Nu. Absolut toate cursurile aveau nici măcar niște fișe pregătite. Eu am văzut fișele alea pentru că nu a existat vreodată curs să pară că l-a inventat pe loc. Bun, multe păreau că sunt făcute pe loc, dar vedeai acolo fișele. După aia, dacă cumva aveai acces și la birou, vedeai că sunt niște cărți super subliniate, cu foarte multe semne și așa mai departe. Deci toate cursurile, absolut toate cursurile și le-a pregătit și asta, știm cu toții, îți ia timp. Mai ales dacă schimbi cursul de la an la an. Pentru că el păstra foarte puțin, poate o temă sau două din anul precedent și noul an propunea noi teme. Și întotdeauna era foarte interesat, pentru că lua dinamica legată de, să zicem, dinamica intelectuală a grupelor de studenți cu care lucra. Și pe partea de, să zicem, doctoranți, discipoli, suntem câțiva. El a fost conducător de doctorat de BIA din 2006 sau 2005. Și după aceea, în fiecare an, am fost câte 2-3 oameni, pentru că asta era limita. Da, ar fi putut cu siguranță să publice mai mult, dar nu cred că a vrut. Cred că, pur și simplu, marea bucurie era când prindea acea idee și putea să pregătească acel curs de 2 ore. Sau putea să scrie o însemnare de 2 pagini în jurnal sau o secțiune undeva pentru o carte. Sunt foarte multe proiecte pe care le-a început, fragmente din cărți, fragmente de articole, notații, pe care nu le-a mai reunit la un moment dat. Nu, cred că era mult mai interesat de ideea asta de a trăi intelectual, intens, dar tihnit. Cumva să nu fii foarte public, să nu fii foarte prezent. Pentru că asta vine întotdeauna la pachet cu ce? Cu confiscarea timpului tău, cu expunerea la tot felul de atacuri murdare uneori, cu lupte la care trebuie să participi, că nu poți fi public doar să primești aplauze, trebuie să te duci atunci când e scrâșnetul dinților. Și cred, nu știu, intuiția mea asta îmi spune că s-a prins la un moment dat că e prea mare pierdere de timp în a fi public, în a fi expus, în a publica foarte mult, în a participa la tot felul de evenimente, dar asta nu înseamnă că nu participa. Exact cum zicea și Cătălin, putea să meargă și la Casa Lovinescu, nu avea nicio problemă. Mergea și la întâlnirile libertarienilor, nu avea nicio problemă să se întâlnească și cu oamenii de stânga. Dar încerca cât mai puțin public să facă lucrurile astea. Nu știu dacă asta e o explicație. Regretul e, cred că, în primul rând al nostru, că nu avem poate anumite cărți, anumite cărți de sinteză, anumite cărți de avangarda gândirii și că trebuie cumva din fragmente să reformăm acum, să ne prindem, să facem harta asta gândirii sale. Deci pentru noi probabil e mai greu. Dar el cred că a ales nu să fie socratic, cu toate că îi plăcea la cursuri. Cine a fost la cursuri a văzut că era o plăcere, nu era un chin pentru el să facă un curs. Chiar și cu studenții care nu erau atenți. Dar nu l-aș băga în categoria socratică, vedem că nu îl îmbrățișează pe Mihai Ionescu, de exemplu. Dar în același timp, nu cred că a vrut să fie performantul, să se strângă isi după isi după isi. La un moment dat... Da, da. Cine mai seamănă din cultura română? În ce linie? Nu știu, Dimitrie Cantemir? Hai să venim mai încoace, nu? Eu uite ce scrie la un moment dat. Soția și fiica au fost la Iași și au adus 2 cărți despre creangă. Ai întrebat ceva, știi? El avea și o sensibilitate de asta pentru ceea ce este specific românesc. Nu era un cosmopolit în sens obișnuit a cuvântului, era într-un fel un Weltbürger, cum spunem, și un cetățean al lumii. Era un cosmopolit, el avea sensibilitatea asta. Zice,
Creangă este cel mai puțin băgat în seamă din trio Creangă, Eminescu și Caragiale. S-ar putea să fie însă și cel mai interesant. Este întruparea idealului existenței tihnite. Tihna este definitorie, după mine, pentru modul românesc de viață, iar Creangă o ilustrează cum nu se poate mai bine. Trăiește într-o casă simplă, cu mâțile sale, dar și mănâncă bine, se bucură de viață cumpătată. Excesele? N-a fost oare excesiv în gesturile sale care i-au adus excluderea din rândul clerului? Depinde cum vedem lucrurile. O doză de nesupunere la reguli face cumva parte din tihnă. De astfel ești chinuit de nevoia de a le respecta. Mihail Radu Solcan spune despre filozofia analitică că se pleacă prea mult în fața științei. Și are o expresie foarte plastică, dar poate nu-i cazul să o amintesc. Fenomenologia, pe de altă parte, se pleacă prea mult în fața artei, mai ales cea de factură heideggeriană, spune el. Și el spune că idealul ar fi o sinteză între ceea ce numește spiritul calculator și cel poetic. Și asta mă întrebam dacă el a încercat oare o astfel de sinteză, pentru că din acest volum reiese că era un spirit eminamente analitic. Dacă e ceva care pare să-i lipsească lui Mihail Radu Solcan, este acest spirit de sinteză. El e mai degrabă pândit mereu să se pierdă în prea multe domenii, de la tinichigerie la semne kanji chinezești. A încercat el să facă această sinteză între spiritul calculator și, în sensul ăsta, aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Bârbu. Poate ne spune cum vedeți... Voiam să spun în legătură cu asta că sinteza nu era pe gustul lui. Poate dai da. Cele mari sinteze de care da. Zicea Dana. Așa, el... întotdeauna discuta chestiunile punctuale și încerca asupra unei chestiuni particulare să aducă un punct de vedere propriu. Și odată în jurnal prezintă ironic modul cum vorbeam eu la o reuniune despre David Hume și zice, ca de obicei începe cu dezvoltări larg. Și așa mai departe, adică încadrarea subiectului. El nu făcea niciodată. El se referea întotdeauna la un aspect punctual și făcea o observație personală sau mai multe observații personale care erau de natură să suscite o discuție. Și el zicea, dacă scriu o carte, nu vreau să fac o sinteză a literaturii, ci să văd ce s-a scris mai semnificativ despre subiectul ăsta și în fiecare caz în parte să reacționez eu față de modul de abordare și de punctul de vedere pe care îl susține autorul respectiv. Ceea ce nu i-ar fi plăcut lui Solcan să trebuiască să scrie sunt manuale și tratate în sensul convențional al termenului. Cu toate astea, are unul, acea introducere în filozofia minții din perspectiva științei cogniției, chiar trece prin toată literatura și după aceea o depășește. Și zice, nu, cred că discuția ar trebui să aibă loc aici. Dar aceea cred că s-ar califica la carte, manual, sinteză pentru această disciplină. În schimb, filozofia științelor umane, nu, acolo e chiar ceva original în care, că am mai vorbit cu oameni, au zis, genul ăsta de filozofia științelor umane sau științelor sociale nu seamănă cu restul cărților pe acest domeniu. Atât am avut de zis. Eu nu l-am cunoscut de vreme pe Radu. Prima dată când l-am ascultat și mi-a plăcut mult și m-am interesat cine-i băiatul acesta, era când s-a discutat cartea profesorului Fronta, Adevărul necesare, în cabinetul metodic
de pe culoarul de la etaj al Facultății de Drept. Și doi tineri m-au impresionat care au luat cuvântul, Radu Solcan și Adrian Paul Iuliescu, erau colegi. Eu n-am prins seria lor când țineam seminariile la epistemologie, tocmai plecasem undeva. Și a doua oară am colaborat, din păcate n-am mai găsit acest document, care cred că pe undeva se mai găsește. După un congres mondial de filozofie, el lucra încă la un oficiu de documentare sau centru de documentare, am făcut împreună cu un profesor, în ultima vreme am probleme cu numele proprii, cu auzul și văzul e mai bine, cu numele proprii e mai rău. Lucru e cunoscut. Și am făcut împreună, un profesor era matematician, fizician, politehnist, ceva de genul acesta, de la Ștefan Gheorghiu, de la catedra, cred că se chema filozofie marxistă. Despre acest congres și am făcut o selecție, dar ce e mai important, că un congres mondial de filozofie era dedicat rolului și limitelor matematici în știință. Și sesiunea plenară am tradus-o împreună cu Radu, profesorul acesta a fost cel care, cum să zic așa, ne ținea șase, adică era, avea grijă de partea ideologică, cum va fi prezentat. Era Quine, un articol care a rămas cunoscut, René Thom, un mare matematician, medalia lui, și acesta a apărut într-un caiet, dar pentru, știți cum se zicea Calaruș, uzul bibliotecilor științifice. Deci nu circulă, nu știu, eu nu-l mai am acasă, l-am căutat, am căutat și cursul scurs al PCUS și nu-l mai găsesc, sper să-l găsesc, pentru că e o carte de istorie. N-am putut să vin la la cercul dumneavoastră, conduția noastră, domnule profesor, la Wittgenstein, dintr-un motiv foarte ciudat. L-a spus la o oră în care erau meciuri internaționale. Dar spuneți după atâția ani, domnule profesor. Nu, stați că n-am terminat. Și cel care făcea orarul la fizică îmi punea cursul exact atunci. Deci nu că am dat eu pe Wittgenstein pe meciuri. Și apoi am avut mai multe discuții în facultate. Una, și aș vrea să citez textul pe care l-ai amintit, era legată de posibilitatea de a ține un curs comun pe Nozick. Eu am fost entuziasmat, dacă mileniu și secolul 20 a început la fel de bine ca secolul anterior, care a debutat prin Husserl, prolegomene, acesta a debutat prin invarianțele lui Nozick. Și am avut o discuție, el să țină filozofia politică și eu să prezint invarianțele. Am avut multă vreme și cum se dădeau la o conferință, conferințe celebre Locke, de la Oxford. Și erau mulți fizicieni și am primit de la cineva înregistrarea, inclusiv cu discuțiile, erau foarte răi fizicienii, dar ieșea foarte bine. Cred că este acest nou zi, probabil că cei care nu sunt de filozofie, este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai filozofiei politice, dar se uită că omul acesta a scris și o carte, cred că e printre puținii filozofi care este citat și despre care Weinberg, depinde cum se vrea să se pronunțe, spune că trebuie să continuăm pentru a avea un progres în fizica teoretică cu ideea dezvoltată de la plenitudine de Nozick. Nu știu alte exemple de un om atât de fantastic. Mie îmi place enorm Weinberg, are o limpezime și o exactitate în tot ce spune, încât îl cred. Există, el e acest păcat, cred, asta e acele referințe, pentru că și așa au rămas pozițiile lui teoretice care nu sunt deloc comode pentru multă lume. Și eu aș fi preferat să-mi zică cineva ceva ca persoană individuală, privind persoana individuală,
și mai puțin să spună ceva de felul provocării pe care o prezintă el aici. Ce mi-a plăcut și nu voi uita niciodată este această frază. Ziua națională. Nu știu dacă se aude sus. Care ar fi? Este și scuzați. Vorbește mai mult. Care ar fi? Ziua potrivită. Am în minte o candidatură, 6 iunie. Este ziua proclamației de la Izlaz. Știu că n-ar stârni mare entuziasme, dar nici nu-mi trece prin cap ceva mai bun. Ar fi un simbol al libertății și democrației. Super. Și pe celălalt l-am pierdut. Este textul acela cu cele două filozofii contemporane care au dus la Pierzanie filozofia de azi. Una este filozofia analitică, care s-a transformat și evit și eu să spun, pentru, de fapt, o slugă a științei ar fi, da? Și cealaltă este filozofia, fenomenologia, atât spune, mai ales prin Heidegger, care a preferat limbajul poetic și nu era nici aceasta o cale pentru filozofia viitoare. Faptul că l-a iubit atât de mult pe Nozick și a fost de acord și sugestia mea să ținem un curs comun, încă o dată m-a entuziasmat, pentru că există o cale dincolo de cele două. Eu nu sunt de acord că niciuna n-a făcut niciun rău. Portretul acesta e în, cum se cheamă, în gros, așa, dar ceva rămâne, trebuie să ne strecoare în suflet. Oare filozofia analitică și fenomenologia nu sunt mari semnificative și pentru că ambele, în faza a doua, s-au despărțit de știință? Și eu nu cred, critica pe care o face filozofia științei mi se pare nepotrivită. Eu nu cred că o filozofie importantă trebuie să ignore capacitatea rațiunii umane exercitată la cel mai înalt nivel. Nu cred că are dreptul să facă așa ceva. Uite pe la pagina 155, 26 mai 2010. Da, este cam ce am spus. Acolo e text. Două curente, recitesc, au ruinat filozofia, urmat în secolul 20, filozofia analitică a adoptat, acum nu pot să nu citesc, un demers care favorizează exclusiv discursul științific. Nu e adevărat. Nu e, asta este începutul filozofiei analitice. Asta nici vorbă de așa ceva. Uitați-vă la ce este logica filozofică, logica modală și aplicarea ei în filozofie. N-are nicio legătură cu știința. Și multe alte lucruri. Și astea sunt nucleul filozofiei analitice. Ați ar putea discuta despre filozofia științei a ajuns. Am putea să facem un seminar pe tema asta. Nu, dar vreau, să spun următorul lucru, că teza lui s-ar putea susține cu referire la filozofi analitici care fac în mod ostentativ abstracție de știință, adică ăia care sunt reprezentativi pentru ordinary language philosophy, cum se spune, tip de Ryle, Austin și așa mai departe, care zic că filozofia trebuie să se concentreze asupra limbajului comun. Dar totuși vrea să zică că atitudinea este aia a științei. Adică atitudinea este asta, analitică, strict argumentativă și așa mai departe. Deci probabil că sensul este mai larg, nu în sensul că pornește de la știință și se sprijină de la știință. Dar asta ar constitui obiectul unei discuții. Mai departe. Da. Filozofia științei a ajuns un fel de homosexual pasiv care se extaziază în fața virilității oamenilor de știință. Asta e filozofia științei. Da, dar asta este cea care după el e reprezentanta filozofiei analitice, pentru că spune, se bazează pe știință, dă drumul la... Și de fenomenologia, al doilea curent păgubos,
pentru filozofie a fost fenomenologia. În varianta ei heideggeriană, fenomenologia dă prioritate limbajului poetic și exclude de-a dreptul știința. Și asta este discutabilă. Dacă te referi la Husserl, nu e deloc așa. Dacă te referi la mulți fenomenologi contemporani, nu este. Dar e adevărat, el spune varianta heideggeriană. Nu are în vedere tot complexul filozofiei analitice. Dar este foarte mult de meditat. Este o provocare trăsnet a lui și merită să-l avem în continuare așa, ideal, partener de discuție. Dar credeți că e posibil o sinteză? Sugestia lui este nozic. N-am găsit acum text, pentru că, din păcate, trebuie să puneți nume de toc, index de nume, măcar atât, nu de termen, că e greu, dar de nume. Da, trebuia să fi făcut mai multe lucruri, dar, nu știu, am încercat cumva nici să nu devină foarte serios, academică, cartea. Da, un index de nume n-ar fi stricat, măcar de nume de filozofi. Aici aveți dreptate. Și o să ne gândim la ediția a doua. Da. Adică ideea că indexul de nume e bună, pentru că sigur că cartea nu are profilul ăsta academic, dar pentru cititor e totdeauna o ușurare, pentru că are cartea în mână, se uită în spate și găsește imediat, a citit odată cartea, vrea să le citească ceva, se uită acolo și găsește imediat. Profesor Ianu, s-au declarat în autobiografia lui aceea, da, mai mare de capitalul lui Marx, a renunțat la numele proprii ca oamenii să nu se ducă să vadă ce a spus despre mine. Deci să citească toată cartea sau mai multe pasaje. Este un pic joc cu cititorul. Vreau să dau ceva la... Ca răspuns la întrebarea ta, Grigore, pasajul pe care îl citiți, l-ați citit și îl invocați, se termină cu ceva. A, da. Și acel ceva n-are de a face cu sinteza dintre fenomenologie și filozofia științei. Zice așa, cele două curente majore din filozofia veacului trecut au avut un efect complementar. Ele au anulat funcția esențială a filozofiei, aceea a examinării de conexiuni, a stabilirii de punți și a cercetării categoriilor în contexte deci diverse. Nu! Spune între gândirea calculatorie și nu e o sinteză. Pasaj. Este vorba despre deci o altfel de filozofie. Pare să fie așa. Funcția esențială a filozofiei este stabilirea de conexiuni. Între ce? Cred că e vorba de ședință și pe baza unor scheme categoriale universale. Da, dar aici apare că e destul de platonician, că nu erosul ce face? Merge de colo-colo și el nu poate să stea locul, el conectează. Și filozoful e ca erosul și așa deci, mai departe. Mie mi se pare... Deci vedem un platonician care este deodată surprins. Zice, mie mai degrabă mi se pare critica fundamentală a celor două domenii este că ele s-au închis în ele. Și au început să inventeze epicicluri de epicicluri, da? Și s-au creat două comunități care nu mai puteau vorbi. Da, și eu cred că doamna Jaloveanu are foarte multă dreptate să atragă atenția asupra acestei chestiuni. Pentru că dacă discuți de pildă relația dintre știință și religie, asta e o chestiune filozofică, nu? Prin excelență. Nu poți să zici că asta este o chestiune științifică sau asta este o chestiune care ține de religie și de teologie. Ci este o chestiune, dacă discuți relația dintre dintre știință și artă, de asemenea. Deci asta este într-adevăr, este vorba de chestiunea asta, că indiferent dacă mai are o șansă un sistem filozofic care să încerci să cuprindă realitatea ca tot, conexiunile dintre marile domenii ale culturii și ale experienței omenești sunt totdeauna chestiuni de natură filozofică. Dacă le face omul de știință, dacă le face scriitorul, dacă le face teologul, tot filozofice sunt toate. Și în sensul ăsta afirmația se susține cu deplinere. Uneori pare să vorbească că e bine de îmbinat literar. Spune despre Platon că e cazul ideal, fiindcă e și literar. Aristotel nu prea că nu e literar. Toma e greoi și că Nozick se apropie într-adevăr cel mai mult de ideal, dar tocmai pentru că este cumva și literar în stilul lui. Și că Kant pe alocuri mai are sclipiri de...
talent literar. La Nozick are și eu, cred că ultima lui carte sau nu, ultima a fost Invariances și cea de dinainte sau asta e ultima. Are o serie de eseuri destul de accesibile în care cumva își pune împreună partea de metafizică și partea de filozofie morală și politică și discută o mie de teme, dragostea, sexul, prietenia și așa mai departe. Și acolo vedem talentul literar al lui Nozick, care reușește să facă o sinteză, puntea între filozoful politic Nozick și metafizicianul din el. Și de-aia cred că l-a plăcut foarte mult. Ei s-au și cunoscut când a ajuns la Harvard în 94, sper să nu mă înșel, sau mai devreme, 92. Trăia încă Quine, că l-a cunoscut și pe Quine. A avut discuții cu Quine și cu Nozick, a avut câteva întâlniri. În prima instanță, Nozick n-a prea știut de unde să-l ia, după care, nu știu ce cu acest om din Europa de Est care e interesat de mine și nu doar de mine, libertarianul, care nu mai era Nozick atunci. Nozick a fost în 70 când a scos Anarhista și Utopie, care a răspuns la Rawls, dar după aceea el și-a diluat încet perspectiva, să zicem, mai hardcore libertariană. Și nu înțelegea, după care au o discuție și cumva încep să se simtă și din câte am înțeles, a mai rămas totuși o corespondență după, dar nu n-am acces la asta, știu tot din jurnalul anilor 90. Și imediat, domnul profesor, și da, îl citea pe Nozick, cred că în primul rând ca pe metafizician și după aceea ca pe cel care e criticul numărul 1 al lui Rawls sau era criticul numărul 1 în filozofia politică. Apropo de discuta asta, literatură, știință, filozofie, mie îmi place cum încheie introducerea la tratatul de teoria istoriei Nicolae Iorga. Spune așa: eu aș fi dorit să am mai mult talent poetic pentru a fi mai aproape de adevăr. Cred că putem încheia cu acest citat, fiindcă e târziu. Sau putem să mai stăm un pic? Nu. Bine, vă mulțumesc și ne vedem peste 2 săptămâni sau 3, pe 7 februarie. Mulțumesc!